Limesul Daciei, adică granița Imperiului Roman, a devenit parte din rețeaua globală de situri UNESCO, astfel sute de situri din 16 județe, printre care și Hunedoara, au șansa acum să fie mai bine protejate și promovate la nivel mondial. În fapt, două noi obiective culturale de valoare mondială din România au fost înscrise recent în patrimoniul UNESCO la ședința Comitetului pentru Patrimoniu Universal care a avut loc la New Delhi, în India, Limesul Dacic și Ansamblul de Monumente realizat de sculptorul Constantin Brâncuș la Târgu Jiu. Punctele forte din județul Hunedoara sunt Ulpia Traiana Sarmizegetusa și Micia. Pe lista UNESCO se mai află acum și dâmbul romanilor de la Giagiu Băi, băile romane de la Sarmizegetusa Regia și fortificațiile ridicate de romani, prea puțin cunoscute de publicul larg. Potrivit specialiștilor frontierele Imperiului Roman, Dacia este cea mai complexă nominalizare pentru lista patrimoniului mondial UNESCO, pregătită până acum de România. Dosarul conține 285 de componente, castre legionare și castre auxiliare cu așezări civile, castre de marș temporare și turnuri propuse individual sau în grupuri care includ și alte elemente de fortificație, distribuite de-a lungul a peste 1000 de kilometri în 123 de unități administrativ-teritoriale în 16 județe din țară. Documentația a presupus efortul unui vas colectiv multidisciplinar cu arheologi, arhitecți, istorici, urbaniști, geografi și peisagiști. Cercetările arheologice, demarate la sfârșitul secolului al 19, lea au continuat și s-au intensificat în ultimii ani în cadrul programului național LIMES, sub coordonarea Comisiei Naționale LIMES. Nominalizarea frontierele Imperiului Roman Dacia a fost inițiată în contextul existenței unei ample selecții de situri din Marea Britanie, Germania, Olanda, Austria, Slovacia, situri deja înscrise în lista patrimoniului mondial. România mai are 9 obiective în patrimoniul UNESCO, dintre care 7 obiective culturale și alte două naturale. Este vorba de cetățile dacice din Munții Orăștiei, mănăstiri din Moldova, bisericile de lemn din Maramureș, satele cu biserici fortificate din Transilvania, Delta Dunării, dar și Roșia Montană sau centrul istoric al Sighișoarei.